Nu fac un titlu laudă că am grijă de copilul meu, dar eu chiar pot să am grijă de copilul meu, cum am avut și nu i-a lipsit nimic până la 8 luni. Dar ce, ea nu poate să aibă grijă de copilul ei? Ea în momentul în care... Nu, doamnă, dacă ar fi putut să avea grijă, ar fi avut grijă de la început. Ea plângea în a doua zi după ce a născut, de fapt după ce a venit acasă, ea pur și simplu plângea că nu are ce să facă, e frig, păi, moare copilul în casă. Eu aveam 33 de ani când am devenit prima. Este lângă dumneavoastră mamă. Și poate să... Eu la 33 de ani plângeam când am ajuns copilul acasă, că nu știam ce să fac cu el. Dar imaginează-ți ea la 17 ani, când a devenit mamă, cum anume un copil cu un copil în brațe săraca de ea, dacă nu știe, ea nu și-a trăit cu copilăria, tinerețea. Da? Tu ai lăsat-o însărcinată de 3 ori, sigur, aici e culpă comună, că trebuia amândoi să fiți niște oameni maturi și de să știți ori. Ce înseamnă asta. Ea zice de 3 ori. Mă rog, ideea este următoarea. Că orice mamă, când vine din maternitate cu copilul acasă, are niște perioade destul de grele, din punct de vedere psihic, emoțional, hormonal și așa mai departe. Este foarte greu, mai ales la vârsta aceea, când te știa pe tine că ești cum ești, că n-ai vrut să recunoști copilul, că i-a răspuns o altă iubită de-a ta la telefon și așa mai departe, să se Doamnă, simtă dacă, sigură îmi cer scuze ea. Că vă întreb, dar dacă nu vreau să recunosc copilul, nu mai eram nebun să vin după o lună de zile acasă și să-mi recunosc copilul. Haideți să fim serioși. Păi nu, n-a zis nimeni de faptul că nu ți-ai recunoscut copilul. Tu spuneai că ea plângea când a ajuns cu copilul acasă. Eu păi ți-am spus că multe femei plâng pentru că trec prin niște schimbări, niște transformări emoționale când devin mame. Tu trebuia să fii lângă ea. Asta nu înseamnă că ea nu știe să-și crească copilul. E un copil foarte mic, Stelian. El are nevoie de mamă. Eu nu trebuia să fiu lângă ea, pentru că eu nu mai aveam nicio legătură cu ea de foarte mult timp. Eu păi nu și mai, de ce ați dorit, legătură, Stelian? De ce ai vrut? Eu te întreb așa, ca mamă, că și eu am o fetiță de 20 de ani, da? De ce ai dorit să faci un copil? O să vă răspund imediat. De ce ai dorit să faci un copil cu acest copil? Că era copil când a făcut un copil, era o adolescentă. Nici măcar nu era un adult. Primul copil mi l-am dorit. Al doilea a rămas însărcinată fără să știm. Și eu nu mai aveam nicio treabă cu ea, nicio legătură. Cum adică fără să știi? N-ai participat? Și asta sau poate cum? Să o confirme chiar ea. Păi nu, eu te întreb, nu ai participat la facerea acestui copil? Cum fără să știi? Ba da, doamnă, nu mă înțelegeți. Păi nu ți-asumi actul în sine? Că nu mai înțeleg. Ba da, mi-asum actul în sine. Deci știai că se poate întâmpla să rămână însărcinată, da? Nicio legătură cu ea. Pe cum n-ai venit nicio legătură cu ea dacă voi concepeați un copil? N-am zis că erau prieteni cu beneficii. Că prieteni cu beneficii. Ce înseamnă prieteni cu beneficii cu o fată de 17 ani? Deci cu o fată de 17 ani pe care tu ai lăsat-o însărcinată prima oară, dar ea a pierdut sarcina, o lași a doua oară, dar îi spui, bă, a doua oară când a ieșit, n-am mai vrut, dar era târziu, că eu n-aveam decât prietenie cu beneficii. Dar de ce n-ai făcut sex protejat? Mie mi se pare strigător. Se poate face sex protejat. Se poate face, într-adevăr. Păi și, că te văd mai matur. Ești câți ani ai tu, Stelian? 25. Mulți înainte, să fii sănătos. Câți ani are copila asta? De pe... Mulțumesc la fel. Ce, câți ani are copila asta? Că noi am spus că are 14 ani când a venit aici. 17 ani. 17, 19 ani. Nici nu știi câți ani are. Are. Poftim. Ți se pare matur din punctul tău de vedere să faci aceste lucruri? De mult m-a interesat pe mine persoana ei. Cel puțin lipsit de bun simț, ca să nu spun altfel, Stelian, pentru că ai tupeul și curajul să o ameninți pe fata asta, care, repet, a rămas însărcinată cu copilul tău, l-a născut și din cum poate ea îl îngrijește și are, se ocupă de un copil care are doar 8 luni și tu îi spun ca să vedești pe mine cât de mult m-a interesat ea. Dar tot tu, cu tupeu, o sun noaptea și o ameninți și pe ea și pe mama ei, copil. Care îți crezi copilul și spui că dacă nu-mi dai nu copilul, te omori, noaptea, că nu știu doamnă, ce. Nu am Stelian, noaptea, ești cel puțin rând. Tupeist ca să nu spun că ești total lipsit de bun simț. Astfel de bărbați ca tine, din punctul meu de vedere, nu merită nici atâta respect. Cum să vorbești în halul ăsta la televizor despre mama copilului tău pentru care te bați, adică ești bărbat, că e copilul meu. Dar o faci pe ea, o umilești în ultimul hal, public, o umilești în ultimul hal, Stelian. Și tu vrei să fii tată de copil. Nu fac decât să spun adevărul, ești doamnă. Ești lipsit de bun simț, o repet încă o dată. N-ai nici cea mai mică educație și o spun cu toată responsabilitatea. Dar copilul știi când s-a născut? Te întreb așa. Copilul, oare, știi când s-a născut? Normal, pe 11 decembrie. Eu am vrut copilul.
Nu ați înțeles. Și eu vreau copilul, eu am vrut doar să mă înțeleg cu ea, am vrut doar să-mi văd copilul și atât. Copilul ăsta, că vrei sau nu, Stelian Accentuță, este jumătate al mamei lui. Mama asta pe care tu o denigrezi la televizor și pe care, pe demnitatea căreia ai călcat și de la 17 ani și acum în direct, este mama copilului tău pentru care tu te lupți și pentru care acum te dai tată. Acest copil, tu când îl strângi în brațe, să știi că este jumătate bagaj genetic mama lui. Deci mama lui îi dă amprenta genetică, îi dă tot ce înseamnă emoțional, îi dă sângele, carnea ei, caracter, temperament, tot. Când te uiți în ochii copilului tău, pe care tu spui că îl iubești, să te uiți în ochii lui și când îl pup și spui iubita lui tati, să te gândești că pe mama lui ai denigrat-o în ultimul hal la televizor și ai spus, era prietenă cu beneficii, nici nu mă mai interesa, abia n-avea nicio valoare pentru mine. Să-ți fie rușine, Stelian Accentuță, și să mai spun de 100 de ori dacă vrei. Din punctul meu de vedere, tu nu meriți să fii tată, dar este doar opinia mea. Păi a mai multor oameni, că nu numai a ta, Mirela, așa ceva nu am auzit niciodată. Prieten cu beneficii, faci un copil, vii să-l iei abuziv, ameninți cu moartea pe mama copilului tău. Adică tu ai vrea ca prin amenințările alea și ce ne-ai spus? Să iau copilul abuziv. Păi cum? Că noi vedem că o ameninți cu moartea, alea sunt mesajele tale sau ale cui sunt? Mi-ai spus că te-a provocat. Sunt mesajele mele și mi-asum. Și am și eu mesaje. Dar ce înseamnă m-a provocat să devin așa? Ești animal? Ești leu și îți aruncăm prada? Ascultă-mă puțin. Eu am primit mesaje de amenințare cu moartea și am ordin de restricție și am dosare penale împotriva unui fost iubit, da? Nu există așa ceva să ameninți în țara asta pe nimeni. Nu-ți permite nimeni să calci viața unui om în picioare. Nu ești mai presus decât nimeni, înțelegi? Suntem egali cu toții. Și există niște fapte, să ne spună domnul avocat, doamnă, am mesaje, care sunt penale. Tu pentru aceste amenințări poți să intri la pușcărie. Știi acest lucru? Știi? Da, cunoști legea? Spuneți-ne, da, domnul avocat, ce se poate întâmpla? Recunoscut, n-am negat nicio clipă lucrul ăsta. Păi și mi se pare normal să ne recunoască cu nonșalanță că el a fost provocat și devine animal? Nu mai spun de faptul că dacă mai și consum droguri, așa cum spune fosta ta iubită, nu e un mediu deloc propice pentru ca tu să crești un copil. Adică eu nu cred că un copil trebuie să... Aș putea să spun și eu absolut orice despre ea. Păi eu spun ce a zis ea, spune și tu despre ea, da, vină cu probe. Și ea, sigur că va trebui să vină cu probe, probabil în fața instanței, când se va judeca pentru custodia copilului. Dacă tu ești consumator de droguri, ai o mare problemă. Nu-ți va fi încredințat copilul și cred că știi asta. Oricum nu îl încredințează nimeni. Copilul rămâne la mamă, întotdeauna îi se încredințează mamei. Cu drept de vizitare a tatălui, dacă nu cumva este... Doamnă, eu am vrut doar să-mi văd copilul și atât. Ea nu m-a lăsat. Păi prin ce am mesaje în telefon în care copilul? Eu mă rog efectiv de ea să-mi văd copilul. Dar, în cererea de chemare în judecată... 5 minute să vină la poliție dacă crede că îi fac ceva sau așa mai departe. În cererea de chemare în judecată, ce pretenții ai avut sau ce pretenții ai? Ce vrei să se întâmple în urma hotărârii judecătorești? Domnule, eu vreau doar să-mi văd copilul atât, indiferent că rămâne la ea sau că rămâne la mine. Sunt foarte conștient că are mai multe șanse să câștige custodia copilului. Eu am vrut doar să mă înțeleg cu ea, eu nu înțeleg ce vrea să facă ea prin lucrurile astea. Păi ea vrea un program de vizitare normal, Stelian. Și eu sunt de acord că un copil trebuie să aibă doi părinți. Asta nu avem nimic cu tine, să știi. Noi nu avem, Stelian, nimic cu tine, doar că te porți foarte urât cu mama copilului tău. Și nu este normal ca tu să mergi noaptea să iei copilul de la ea. Copilul ăsta are un program de masă. Ne-a spus că a doua zi, la nu știu ce oră dormea. Imediat, Mădălina, imediat, stai un pic. Înțelegi ce spun? Nu poți să te duci când ți se năzare ție, doamnă, să iei copilul. Este un copil de 8 luni. Ok, am luat copilul la 12 noaptea, într-adevăr. Nu eram beat. În niciun caz nu eram beat. Bine, tu știi la ce mi-a oră dat doarme un copil goală de 8 luni? Într-un Pampers. Știi la ce oră doarme un copil de 8 luni? Stăteam și eu acasă. Seara eu când ajungeam acasă, ea dormea. Păi ea dormea și copilul? Și aveam eu grijă de ea, nu ea. Dar tu lucrezi, Stelian? Ai vreun serviciu din asta? Lucrezi în schimbul 3 și vii numai noaptea? De ce ai mins că țipa copilul? Nu, am fost plecat în Anglia.
Nu mai am înțeles. Vita. Deci, Stelian, eu ți-o spun încă o dată. Nu mai că mi-a ajuns sângele la cap tot și încerc să, adică fac eforturi mari să mă calmez, că mai am și alte subiecte și, în general, dacă îmi pun mintea cu toți, o iau razna. Deci trebuie să am grijă un pic așa, pentru mine să mă relaxez. Dar este strigător la cer și ți-o spun uman, ți-o spun ca om, da? Că nu ne cunoaștem. Stelian, când tu îți denigrezi mama copilului, tu de fapt îți denigrezi propriul tău copil. Când tu spui aia e o una, de s-a întâmplat odată, nici n-am vrut, nici mă interesează de viața ei, dar a rămas și aia e copilul meu, tu nu faci decât să-ți devalorizezi propriul tău copil. Să ți-l jignești, să ți-l devalorizezi, să nu-ți respecti copilul. Mama asta, bună, rea cum e ea, e mama copilului tău. Copilul ăla pentru care tu vii acum la televizor să te lupți și prin instanță ai să faci la fel, este, se pare pentru tine, un bun de preț, dar are valoare foarte mare, afectivă, sentimentală. N-aveai copilul ăla dacă nu era atât. Fata asta amărâtă. Înțelegi? Deci, respectă-ți mama ca să-ți respecti copilul. Respectă-i mama ca să-ți respecti copilul. Cum adică nici atât? Cum adică n-are valoare... Doamnă, vi se pare normal, vi se pare normal ca eu să mă rog de ea, să-mi văd copilul? Nu, lucrurile astea se vor rezolva în instanță. Stelian, lucrurile astea se vor rezolva în instanță, că nu am mai avut cazul. Nu o să vreau vreodată. Dar cum adică nici atât? Uite ce spune fata asta. Că e frică? Spune. Eu i-aș da, i-am spus să intre în curte, i-am spus Steli, dacă vrei să vezi fata, vii la mine în curte. Îmi dați voie să iau telefonul, să intru în mesaje și să vi-l arăt, să vă arăt ce îi spun eu și ce îmi spune ea? Da, chiar îl rog frumos ca să mă înțelegeți, să arate okay? Mesaje. Dar povestește-ne, că nu putem vedea mesajele prin telefon acum. Stai că a plecat, aia s-a ridicat și s-a dus. Deci eu nu înțeleg astfel de bărbați. Dar el spune. Telefonul. Deci el spune. Prima oară mi-am dorit, dar a pierdut copilul. A doua oară n-am mai vrut să o mai văd. Dar s-a întâmplat să rămână însărcinată. Oricum, nu era nimic între noi. Dacă aș putea să faceți... Dar acum vrea copilul și o denigrează pe fata. Doamne, mi-am asumat. Nu, celălalt. El mă acuză într-una că eu am fost la alt bărbat. Dacă se poate ceva, ca să demonstrez că nu, eu n-am fost la alt bărbat. Lui sau ce vrei? Bun, Stelian, explică-mi cum adică acest copil n-are nici măcar valoare. Că i-am zis că poate acest copil are o valoare foarte mare pentru tine, sentimentală, emoțională. Și a zis nici măcar atât. Ce ai vrut să spui cu asta? Da, are. Nu, am înțeles total altceva, cred. A. Bun, hai până găsești tu mesajele. Sau aș putea să vă citesc? Aș putea să vă citesc 2-3 mesaje? Păi da, fii atent să nu... Mesajele ce a venit în jurăturile. Fii atent să nu fie cuvinte obscene, să nu fie în jurături. Tu auzi ce zic? Mai auzi? Nu, doamnă, nu. Nu, și încă o dată, am nevoie de... Nu, în niciun caz nu sunt în jurături. Am nevoie de acordul ei, că e conversație privată. Da. Vezi ce citești, te rog. Ok. Da. I-am spus în felul următor, dacă tu tot nu ești acasă la țară și ești în oraș, hai în fața poliției să ne vedem, ca să ai și tu o siguranță, dacă îți e frică de mine. Vreau doar să-mi văd copilul 5 minute. Atât. Și ea mi-a spus că nu. Și ți-am explicat care este situația, nu ai ce să cauți la nu știu ce a vrut să scrie. Cred că mi-a spus că eu am fost pentru copilul meu, eu am fost o bună. Și de am spus, la bunii tu nu ai ce să cauți, o să ne vedem în instanță. E mai bine copilul nostru, nu știu. Nu prea poți să descifrezi ce scrie ea. Păi atunci ce vrei să ne citești? Ceva am spus nu că nu am nicio treabă. Că văd că ne citești numai mesajele tale pozitive. Doamnă... Mai, Stelian, noi am înțeles nu asta, nu trebuie să-mi povestești. Dacă pot să le arăt cumva la cameră? Dar noi te credem pe cuvânt. Ea n-a spus că nu relevant, ea n-a spus că tu minți când ea nu vrea să-ți dea copilul. Ea spune că n-are încredere în tine. Deci, ascultă-mă, că revenim. Nu, doamnă, ideea este că eu îi spun, vreau să-mi văd fata și am spune, păi tu ai femei. Ce legătură are? Sunt de acord cu tine, dar lucrurile astea se rezolvă în instanță, pentru că noi am mai avut astfel de cazuri cu mame care au rămas fără copii, că le-au dus în vizită la tată și tatăl le-au luat copiii și nu le-au mai dat. Și au rămas mamele ani întregi să se judece și să poată să-și ia copilul înapoi acasă. Eu sunt de acord cu tine că și tu trebuie să-ți vezi copilul. Doamnă, dumneavoastră credeți că eu... Da. Dumneavoastră credeți că eu aș putea să-i fac rău dacă din moment ce am spus să vină în fața poliției cu copilul să-l văd 5 minute? Auzi, ai mai... Haideți să fim serioși. Ai mai lovit-o de 3 ori, adică de ce nu poți și în fața poliției? Ce are? Nu, o singură dată în viața mea și cât a stat ea cu mine câteva luni de zile, vreo 8 luni, o singură palmă i-am dat. Păi de ce i-ai dat-o tu, palma aia?
Că uite, așa ai făcut și mesajele alea de amenințare. Pentru că mi-a dat și eu palmă, doar ce v-am spus, doamnă. Păi de ce? N-ai voie să dai în nimeni, nu știi că n-ai voie să dai în nimeni? Nici în animale n-ai voie să dai. În ce țară trăiești? În junglă? Unde trăiești tu? Hai să dăm într-o fată. Uite-te și tu, este, te văd că ai mușchi, ești mare. Uite-te cât este fata asta. Păi tu recunoști și îți asumi că i-ai dat o palmă. Recunoști și asumi cu amenințări cu moartea. Deci recunoști și îți asumi toate, dar le faci. Adică asta nu anulează faptul că tu ai lovit-o pe fată, nu anulează faptul că ai amenințat-o cu moartea, faptul că recunoști nu ți anulează fapta. Dar nici măcar Mirela nu-și cere scuze, nu are nicio părere de rău că a făcut aceste lucruri. Nu știu, eu mi-aș cere iertare. Măi, fată, ești mama copilului meu, iartă-mă, hai să creștem copilul ăsta împreună. Eu așa aș veni, nu știu, ești obraznic. Ești foarte obraznic.